Încă din anul 1997-1998 monitorizează, supraveghează și au dosare operative pe anumite subiecte legate de prevenirea actelor de terorism și altele legate de securitatea statului. Deci unele persoane care inclusiv sunt în legătură cu Liceul Orizont și aceste dosare sunt încă din anul 1997-98. Deci nu are nicio legătură cu cine e astăzi la guvernare în Republica Moldova sau în Turcia sau care sunt conflictele între Gulen și Erdogan sau altele. Deci dosarele sunt de o perioadă mai mare de timp. Sub monitorizare, pe parcursul ultimilor 3-4 ani, legate de aceste dosare, au fost peste 48 de persoane, cetățeni străini. În ultimii 4-5 ani, dosare penale chiar au fost deschise, volume și sute de pagini, și în baza tuturor investigațiilor și în baza tuturor cercetărilor, din cele 47 de persoane cetățeni străini, 18 persoane cetățeni străini au fost declarate ca persoane indezirabile. Din cele 18 persoane considerate indezirabile, 7 persoane au fost expulzate, astfel cum a apărut și în presă în ultimele zile. Este de menționat faptul că în ultimii 4 sau 5 ani, în fiecare an, sunt câte 60-70 de cazuri de expulzări de genul ăsta, legate de alte activități, legate de alte dosare. Deci nu e, cel puțin din informația care am primit-o noi de la Serviciul de Informații și Securitate, nu e o noutate ca autoritățile noastre implicate.